Salutare, dragilor, și bine ați regăsit la un episod din Techit Legends cu robotul. <laughs> mă arăt ca un robot cu casca aia. Ha, în episodul anterior, dacă nu l-ați văzut, am făcut această superbă armură nano, am făcut și această sabie nano și, bineînțeles, laserul de minat. Drang! Drang, dacă mă supărați, ia uitați ce o fac. Ha, dragilor, am mai lucrat în trei episoade, în primul și în primul rând am mai lucrat puțin pe la cariere, nu o să mai mergem pe acolo, dar nu înțeleg de ce nu se updatează zona, certe că v-am zis că mai avem trei cariere pe aici, una din ele s-a terminat, mi se pare că asta, și-am mai pus una pe aici, și așa le-am mai mutat, dar nu nu se vede și nu înțeleg de ce, că doar am fost până acolo și am uh, updatat ceancurile, dar văd că nu nu se încarcă pe hartă, poate trebuie să-i dau un refresh sau ceva, dar nu știu cum. Uuuu, și deja... <hî> Deja am, am arătat acolo surpriza. Ia, uitați ce a făcut dragonel aici. Nimic din ce să înțelegeți. Mm -hmm. Haide, am umplut prea mult aceste cutii cu o grămadă de minereuri. O grămadă. Ia uitați vă cât cupru avem și gândiți vă că o să fie dublat. Și este momentul să, na, ne... acum vreo două episoade am făcut această automatizare foarte drăguță, care am reușit să fac o cantitate extrem de mare de mâncă. avem aici un milion, este foarte puțin pe lângă ce avem și pe lângă ce am consumat, o să vedeți imediat pentru ce am consumat, dar uitați-vă aici, ia uite câte energii condensare avem, foarte, foarte, foarte multe mâncă. Dar e momentul să automatizăm topi topirea minereurilor. Și pentru a automatiza topirea minereurilor, problema pe care o aveam noi era că este puțin cam dificil să separăm minereurile, fiindcă sunt foarte, foarte, foarte multe în total și acest țeavă de diamant are doar 9 sloturi pe o linie. Ca atare ce am făcut, am pus o țeavă de diamant, aici, pe aici intră itemele de la toate carierele. Țeava aceasta de diamant, dacă ne uităm noi pe roșu, și pe verde, pe acolo prin spate, pe deci roșu și asta verde, se duc minereurile care trebuie topite sau macerate. Pe albastru se duc toate chestiile, adică aici, se duc toate chestiile care trebuie transformate în altceva, care practic vin aici. Și în caz că vă întrebați de ce am pus un teleporter de aici până aici, puțin mai complicat să vă explic acum, dar cert că o să avem mai multe teleportare care o să dea în acest cufăr. Asta o să fie cufărul nostru principal. Unde o să intre produse de la toate fermele, de, mă rog, de la tot felul de aparate. De exemplu, acest aparat o să vreau pe viitor să-l modificăm ca să ne ducă automat uh, surplusul de bețe în uh, această cutie. Da, o să se ducă automat în această cutie surplusul. Uh, iar în jos se duc toate chestiile care nu se sortează. De și aici se împart în trei categorii. Avem pe albastru, avem marmură, pentru că îmi place foarte mult acest material. Pe roșu avem... Limestone și acest apatit ă, ăsta, avem foarte, foarte mult limestone, deci mă gândesc să încep să-l mai folosesc și pe el, îmi place puțin, puțin mai mult marble dar diferența între ele nu este foarte mare și aici orice altceva, deci ceea ce nu se sortează nicăieri intră în această cutie, a, a și-am primit și obsidian, uitați-vă că această carieră sapă chiar și obsidianul, e bine de știut. Dar uh, minereurile ajung într-o altă țeavă de diamant pentru a se împărți pe două categorii. Sus și la dreapta, adică pe alb și roșu, mă rog, pe griu și roșu, acestea două, sunt minereurile care trebuie mai întâi macerate. Da, deci toate astea trebuie să trecute mai întâi printr-un macerator ca să dublăm producția. Și acestea se duc în această țeavă și se teleportează aici. Ia uitați-vă câte avem. Foarte, foarte, foarte multe și într-un timp destul de scurt le-am strâns foarte rapid le-am strâns, iar în jos pe negru se duc minereurile care doar trebuie topite, nu trebuie macerate. Și ele momentan ajung aici până ce vom avea aparatul. Pentru proiectul din acest episod o să avem nevoie de niște chestii, o să avem nevoie de curent electric. Și pentru asta observați că am mai pregătit aici încă 2 MFSU am reușit să fac, ne vor trebui două. nu în episodul acesta, în episodul acesta o să ne ajungă doar unul, dar ne vor mai trebui și altele pe parcurs și în partea asta am reușit eu cu ceva trudă și cu mult MK și tot restul să mai fac încă un panou solar de nivel mare, un panou din ala solar suprem pe care îl vom folosi și pe acesta foarte curând, chiar aș putea să-l iau și să-mi-l pregătesc aici și un MFSU. Acum mult timp am făcut noi acest Obsidian das și nu l-am mai folosit niciodată. În sfârșit îl vom folosi. Vreau să văd exact cum se făcea acea șmecherie. Ah, cu flint, ok. Uh, flint, 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 flint. Stai că luăm direct de aici, că nu ne ajunge. Din acestea, cred că la fix fac cât pentru 8 maceratoare. Ia să vedem. Uh, nici nu știu cum să le împart. Nu mai contează, facem așa. 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 Și 56. Da, 56 ar trebui să mă ajungă pentru 7 8, 8 maceratoare așa. Perfect. U uh. ele trebuie să compresate, dar avem acest compresor care este foarte, foarte, foarte rapid. Și aici de mult de tot aveam noi 7 maceratoare pregătite. Am mai făcut încă unul pentru că am vrut să fac acel achievement cu maceratorul Asta. Și aici am văzut că avem un un să facem un diamant industrial. Este practic un diamant care poate poate fi făcut din cărbune. Hai să ne uităm un pic în in industrial. Avem acest industrial diamond care practic poate înlocui un diamant normal. Și el se face din coal chunk, ideea e că avem nevoie oricum de obsidian, deci diamante, tot ne trebuie, dar cu ăsta putem să facem cam tot ce se poate, cred că tot ce se poate face dintr-un diamant sau majoritatea lucrurilor se pot face cu acest industrial diamond. Ia uita, da, deci cam, cam toate se pot face și cu acest diamant industrial în loc de un diamant normal, dar pe noi ne interesează, avem nevoie de mașini blocuri avansate. Mașini blocuri avem aici suficiente. Ideea e că, ce -am mai făcut eu între episoade, am pregătit aici mai multe din astea ca să avem. Deci câte am zis? 8. 8, asta înseamnă 16 din astea și 16 din astea. Așa. Și avem 8 mașini blocuri avansate. Nu o să avem nevoie de toate maceratoarele, decât de unul avem nevoie azi. Dar dacă toți suntem aici, vreau să le fac pe vreau să le am pe toate pregătite, că o să avem nevoie în episodul următor. Momentan ne ajunge cam atâta. Hai să-l punem și pe ăsta tot aici ceea ce am învățat în episoadele anterioare despre Blue Power, ar trebui să ne fie foarte, foarte ușor să facem acest aparat. Numai că trebuie să ne gândim unde stocăm. Uitați-vă câte minereuri sunt și dacă le dublăm, bine că putem eventual, mă gândeam să le transform în MK. Dar unele nici nu au MK. Cam mai e problema. Mă gândeam după dublare să le transform, dar ideea e că dacă vrem să le stocăm, am putea încerca o tehnologie interesantă, cea de Java. Aceste butoaie pot stoca până la 256 de iteme. Și se fac foarte simplu și au și mâncă, deci ne trebuie uh, un cufăr, un uh, buștean, lo nu, da. așa, oh, ah, că e Minecraft Log, de asta merge. Ok, avem nevoie de șapte din astea și încă unul ca să pot să fac un slab, că slab nu cred că am. Așa, că facem un singur butoi și după aia ne descurcăm cu el, Better Barrel, aruncăm astea și învățăm butoiul și hai să ne luăm un stec de butoaie. Vreau să testăm ceva cu aceste butoaie drăguțe. Ce vreau eu să testăm este dacă aceste butoaie se pot combina, să zic așa, cu modul de Blue Power și văd că se pot lega. Acum întrebarea mea este, eu pot să iau de exemplu acest cupru, să-l pun aici și am un stack, am până la v-am zis, uh, 6, cred că nu am chiar 256 stecuri sau Văd acolo 4096 de iteme. E, trebuie făcut uh, un calcul, nu sunt chiar uh, 200. Cred că sunt, a, 64 de stecuri, îmi scrie acolo, da. Oricum, 64 de stecuri e destul de bine, plus că pot fi mărite. Deci putem să le mărim foarte mult. Ok, ideea care este? Eu dacă țin shift click, pot să-l blochez și acum dacă scot cuprul, el rămâne acolo blocat. Pot să fac același lucru și cu fier, de exemplu, și cu tablă. Așa, și acum să le scoatem. OK? Și vreau să vedem, dacă eu, dacă eu pun aici un uh, un filtru care să îmi ia niște chestii, o să mi le ia dintr-un furnal, dar noi momentan punem un chest. Și îi pun astea. Dacă îi dau semnal, mi le duce exact unde trebuie. Bănesc că ar trebui să mi le ducă. Aha. OK, și dacă îi dau semnal la următorul, mi le duce Aha, și ultimul, evident că o să mi-l ducă tot acolo. Bun, e bine atunci. E destul de logic că asta o să se întâmple, într-adevăr, dar am vrut să testăm ca să știm exact cu ce ne jucăm, că uneori aceste moduri ne pot face niște surprize neplăcute. Deci e bine să, să testăm înainte. Deci cam așa o să ne facem un sistem de sortare pentru toate minereurile, fiindcă în aceste butoaie, v-am zis, avem loc pentru destul de multe. Acum, uai, uite cât, va trebui să... De fapt, știți ce? Cred că îl iau chiar acum, redstone-ul ăsta și-l aruncăm aici, că avem prea mult. Așa. Și acum o să ne punem pe treabă. O să mai trebuiască, cred că, câteva filtre. Mi-am făcut o schemă cam cum vreau o să ia. Să certe că o să fie făcut în acest subsol pe care l-am pregătit aici. Vom mai avea nevoie și de două induction furnace deci de două cuptoare electrice care se fac foarte ușor. Hai că mă pun eu să le fac. Și ia, cuptorul de fier nu are MC. Ok, deci va trebui să-mi iau uh, purnal normal să îl fac în fier. Și acum ar trebui să putem să le facem. Deci cupru, blocuri de mașinărie avansate și avem induction furnace foarte, foarte bune. Acum să vedem exact cum le plasăm. Dați-mi câteva momente, vreau să mă gândesc exact cum le pun, că trebuie să mă gândesc unde vreau să vină și toate butoaiele și cam câte butoaie am nevoie. Și hai să ne amintim cum se făceau aceste tuburi pneumatice, că 30 deci nu o să ne ajungă. După cum puteți observa, am pus foarte multe butoaie. Ok, astea s-ar putea să cred că ne ajung. E, cum arată? Mm? <gâng> ha. Ah, da, am pus aici în spate cabluri, de fapt țevi. Va trebui să le duc pe dedesubt până la acestea două. Aici o să vină, am mai făcut câteva filtre și m-am chinuit să mai fac și câteva timere. Nu sunt deloc distractiv de făcut aceste timere, vă garantez dar am stat puțin să le fac, nu în felul acesta. Ăsta din dreapta doar o să, o să, fie cel care topește, iar cel de pe, adică de fapt cel din stânga, ăsta, și cel de pe dreapta o să fie cel cu maceratorul în spate. Vedem imediat, aici o să avem evident niște cufere, ca să putem stoca, iar sub cupere o să vreau să mai fie încă, încă un filtru, care să să să, 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 să dea spre acele butoaie Asta ar trebui să le activeze pe toate patru. Întrebarea mea este, oare dacă eu îi pun aici un pământ, se duce și își găsește singur un loc? E... Nu. Oare se întoarce? Nu. Ce-a făcut? Nu s-a nimic. Da, am putea să facem... Ce cauz? Câți din ăștia mai sunt pe aici? Noroc mă că îi dau două lovituri. Ah, apropo, n-am -am observat în episodul anterior că pe această sabie scrie că face 4 damage, da, adică practic două inimioare, dar dacă o deschid, îmi face 20 de damage. Ceea ce e super interesant. Deci cred că pământul meu s-a blocat aici. Probabil. Nu mai contează. Ideea e că funcționează trimiterea. Va trebui să pregătesc aici toate itemele. Dar momentan aș vrea să am aici, uite, am un lever ca să pot să și opresc astea. Eu, dar asta, a, asta. Nu, 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 ca să fie oprit. Levelul trebuie să vină din partea asta. Așa, așa cum este oprit. Acum. Ăsta pur și simplu o să primească itemele pe sus. Da? Din teleportator. Ăsta, în schimb, va fi puțin diferit. Vom avea, uite, am nevoie de două hopere. De fapt, de trei hopere am nevoie. Și anume ce vreau să fac este să pun hopere așa. După aia niște cutii ca să avem loc unde să vină itemele. E mai simplu așa decât alte lucruri. Bun, aici avem nevoie de un filtru, pentru că aici o să vină maseratorul, să-l scoatem de aici. Dar cum îl pun eu în direcția pe care mi-o doresc? Nu am nevoie de un bloc de susținere. Așa, ăsta este maseratorul. Și aici pur și simplu o să trebuiască să intre itemele. Ca atare, pregătim punguța cu chestii de billcraft. Și cred că voi folosi tot de aur ca să fie propulsate. Așa. Și îmi trebuie deci nu pot să... A, nu pot să ridic asta, că ăsta e cel deschis, corect. Am nevoie de asta de teleportare și punem cam așa. Nu mai știu exact pe ce frecvență erau. Public, uh, mi se pare că 11 și 12, parcă 12 era la 2, 12, așa și asta poate să primească. Ok, vedem dacă o să vină, bine, că astea care se topesc sunt foarte puține. dar putem să verificăm frecvența. M-a furat la un bloc da, 12. Și asta sunt pe 11, nu? Da. Aici ăsta e pe 100, deci condensărul principal e pe 100, carierele sunt pe 1 și v-am zis, 11 și 12. Iar curentul este pe 10, dar oricând, na, aș putea să mi le și notez, dar oricând pot să le verific. Deci nu e un capăt de țară. Deci aici am pregătit, evident că va trebui, uite, că deja cred că a intrat ceva. Da, au intrat niște pur lead ore, ăsta dacă ne uităm nu poate fi macerat, poate fi doar topit și îmi dă pepite de, de lead, de plumb. Așa, rotarii macerator. La acesta, iarăși va trebui să-i pun un hopper, pune cu o cutiuță. Iar în această cutie va trebui iarăși să venim cu seava de teleportare. Ok. Și cu o țevușcă din aur pe care o avem aici. Așa. Perfect. Iar aici îi dăm frecvența 11, receive public. Cineva mi-a spus că această chestie cu public și privat are legătură cu dacă sunt mai mulți player, dar nu este chiar așa. Pentru că eu dacă îi dau pe privat, ea nu mai primește, chiar dacă eu sunt, adică nu are legătură din ce am observat eu cu alți player. Trebuie să fie pe public ca să funcționeze. Dacă nu e pe public, nu merge. Bun, cam acestea sunt sistemele. Acum, uite, vedeți, itemele deja intră vin aici și intră în ăsta. Acum, nouă, asta nu pot să-l deschid fiindcă nu are spațiu. Ne trebuie curent, iar curentul, o să ne punem pe aici o baterie. Cred că, cred că ceva, trebuie să vedem cât cumva să provizionăm și aceste cuptoare și acest maserator. Ia să-mi iau eu cablurile acestea, Uh, și trebuie să mă gândesc să pot să și pornesc astea fără să încurc altceva. Cred că pe astea... Da, știu eu cum o să le pornesc, nu e problema. Le dăm curent pe jos. Cam așa. Și uite, aici ne întâlnim și cu maseratorul. Perfect. Și ele acum vor primi curent. Venim aici, pac, pac. Iar acum o să avem nevoie de niște transformatoare. Păi în genul, hop, Acum vreau să facem înainte de a continua un mic schimb, dar să scăpăm de acest creeper că este un nene foarte rău și tu. Perfect. Acum vreau să facem un mic schimb. Noi avem aici un panou solar foarte puternic și două medii. Vreau să le scoatem peste a doua, așa, iar... De ce vreau să le scoatem, vă întrebați? Pentru că acel, acele aparate pe care le avem noi acum, noi, nu au nevoie de extrem de mult curent. În schimb, aici avem și cariera, avem toate chestiile. Deci aici o să vrem mai mult curent. Deci vreau să pun aici două panouri solare supreme. Iar pe astea două medii le lăsăm pentru aparatele alea noi. Da, deci astea două vreau să alimenteze MFSU-ul principal. Acesta vreau să fie alimentat mai mult. Iar jos, deși nu știu exact cât de mult ajută țevile astea... Mă rog, certe că jos o să le lăsăm pe alea medii Dar, uite, pentru asta o să vreau totuși să pun un MFSU Ca să avem loc mai mult Nu o să pun un MF uh, Și o să avem nevoie de două transformatoare Ca să nu ne explodeze aparatele O să le punem undeva pe aici Cred că... unde este? Biluța Așa Eu uh, nu Așa Așa, da uh, Deci, tu odată Tu odată Și MFSU-ul mi ar plăcut totuși să poată fi accesat acest MFSU. Hai să, hai să punem... Hei! am uitat că asta se strică of, înapoi jos. Da, transformatorul de nivel mediu se strică dacă nu reacționăm cum trebuie cu el. Uh, hai să sparg un pic asta ca să nu... Deși nu au cum să explodeze, fiindcă momentan oricum nu primesc curent. Punem aici MFSU-ul cu fața în jos, pentru că aș vrea totuși să pot să-l văd, să-l accesez, să nu stea prin perete ascuns. Așa, iar aici trebuie să pun acest transformator cu, cu punct, cele trei puncte în sus. Și acum ar trebui să funcționeze. Hai să conectăm și să aducem curent. Și curentul îl aducem prin partea asta. Ia să vedem. Să vedem unde dăm. Că nici eu nu știu. Hai, aici e partea distractivă. Știu că aș putea să dau iarăși cu Mingiuca, dar, dar cât mai am până sus? A, sunt la nivelul 57. Credeam că sunt mai sus de atâta. Nici nu știam cât am coborât în uh, jos cu camera asta. Hopa! Da, nu ne afectează. De fapt chiar din contră, dacă e așa, o să fie, o să fie în apă. Apa din câte știu eu, hei, nu mai avem cabluri. Așa. Bun. Și acum, cam la această înălțime. Uh, vreau să pun aici panourile solare, mi se pare că ele funcționează și prin apă. Mm, nu, nu funcționează prin apă, e bine de știu, deci ăsta, oricum, e bine că nu se strică măcar. Încă este foarte scump, dar le punem aici. A, așa. de fapt, dacă stau să mă gândesc, e puțin logic că nu funcționează prin apă, fiindcă ele nu funcționează nici pe timp de ploaie. Certe că acum funcționează și acel mufsu de jos ar trebui să primească curent. Am descoperit o mică problemă cu blaze rodurile, s-au umplut toate cutia, dar în următorul episod o să încercăm, ok, nu mai avem spațiu, o să încercăm să automatizăm, punem pe aici, momentan e ok, o să automatizăm și șmecheria cu blaze rodurile, v-am zis, și o să o facem mai mare, să avem... În total o să avem șapte maceratoare care ne vor face blaze roduri. Așa, în rest stăm foarte bine. Ideea e că acum, uite, de exemplu pot să iau cuprul. Pot să iau cuprul și pot să îl pun pe tot în cutia ce... What? Nu știu ce a fost asta. Și pot să-l pun pe tot aici și el se va face. Apropo de cupru, hai să îl punem la locul lui. Uite, cupru o să vină aici. tot așa, mă apuc acum și le separ pe toate. Da, se pare că nu am nevoie nici pe departe de așa multe butoaie pe cât făcusem eu. Ideea e că dacă am butoaie deja pregătite și nu vreau să stau să scot din ele tot ceea ce au, pot să folosesc această liză foarte drăguță pe care am făcut-o, care este tot din modul de geaba, este specială pentru aceste butoaie. Și pot să le mut. Și acum cred că e gata, am pus și pepitele de fier, că dacă e să primim fier din acela pur. Și acum dacă... am mărit puțin timerul la o secundă, mă rog, de fapt am micșorat distanța, deci am făcut timerul mai rapid. Și acum, în principal, ar trebui să putem da drumul. Uh, da... să punem adică țeava aia pe care apropo am pus-o aici. Uh, Mi-am organizat lucrurile înapoi... a, ah, de fapt le-am organizat înapoi, numai că... Ia, acum ar trebui să se ducă totul automat. Dar de ce trimiți tu doar câte una? Nu-mi place. Ar trebui să trimiți câte un stack frumos. Ia. Yeah. Ok, nu trimite chiar câte un stack, dar totuși trimite cam puține. Oare pentru că nu sunt stecuite? Aha, deci dacă ar fi stecuite, ar trimite mai multe. Am înțeles. Bine, asta este. Mm. Nu le mai termină pastea, e problema că tot vin altele, dar o să tot vină. Bun, ar fi și alte opțiuni, dar cred că asta cu, cu cred că merge destul de ok. Oricum, momentan am lăsat eu să se adune. Vreau să mai fac puțină ordine. Am luat acestă, această, această am luat-o de sus, pentru că uitasem că eu trebuie să sparg cablurile de aici, că altfel mai intră obiecte și pe aici. În rest stăm foarte, foarte bine. Dacă apare vreun minereu nou pe care noi nu-l avem pe aici, o să-mi vină în această cutie și o să-l adaug, dar nu cred că în afară de acele minereuri pure, care depinde de zonă din ce am observat eu, nu prea are ce să ne apară. Bun, vreau acum să mai adaug pe aici minereuri manual, nu în special cupru, dar le iau și eu într-o ordine, ca să-i dau maceratorului treabă de făcut. Nu știu, poate dacă nu face față am să adaug să fac așa vreo 3 rânduri să, să piseze, dar aici, aici mi-ar fi plăcut să fi putut folosi niște overclockere. Acum chiar mi-ar fi plăcut. Evident că am putea să schimbăm pe din alea normale și să le punem overclockere înăuntru, dar nu știu ce să zic, nu știu dacă ar fi neapărat o idee bună. Dar momentan merge destul de ok. Și da, acum o să... O să se ducă totul frumos în cutie. uite cât cupru vine. Ceea ce e bine și oricând putem să-l luăm de aici. Acest Elorium am aflat că poate fi foarte util dacă este folosit cu cap. El este... S-a bine. El este din gama... Uh, cum se numește? Din gama... Uraniului, uraniumului, practic este un fel de înlocuitor pentru uraniu, adică uite, putem să facem un bloc de uraniu, ori din uraniu, ori din elorium, Cam asta este ideea cu el. Nu știu dacă, de exemplu, să mai pot face alte chestii, dar... Elorium Dust. Ăsta parcă era și combustibil? Hmm. Nu mi-arată, nu știu, poate nu mi-arată, dar se poate, habar n-am. E, eh, certe că acest, acest Elorium o să ne ajute dacă o să vrem să facem un reactor nuclear, dar oricum putem să ne mulțim și uraniul și Elorium ca MK putem să le înmulțim pentru că acum avem o, o sumă foarte mare de, de MK. Tu de ce nu trimiți? Sau trimiți? Și trimiți în chat sau ce s-a întâmplat? De ce nu funcționezi? Ok, deci trimite Cupro. Și tu de ce nu trimiți? Hello? Cred că... A, a rămas pământul meu ăla. Da. Știți că am pus eu aici niște pământ la început. El n-a știut unde să se ducă. Și mi s-a rus și mi-a blocat filtrul ăsta de aici. Deci, cred că e... Bine, aș putea eventual să încerc să fac două cabluri diferite, nu știu. Dar trebuie să avem puțină grijă să nu facem două filtre separate. Și ce aș putea eu să încerc să fac? O încercare doar. Vreau să văd dacă merge. Mi-ar trebui o țeavă. Nu se face foarte greu. Ia să vedem aici. Restric. Așa. O țeavă de restricție. A, o țeavă pneumatică și un fier. Ok, foarte simplu. Luăm un fier de aici. Gata, avem și un fier. Luăm o țeavă pneumatică. Această țeavă de restricție dă impresia sistemului că n-ar fi o țeavă, ci ar fi vreo 5.000, adică este o distanță foarte lungă. Și aș vrea să am undeva un cufăr în care să-mi intre tot ce nu se sortează. Dar hai să vedem dacă merge. Dacă eu pun această țeavă de restricție aici și pun cufărul, ar trebui să nu intre niciun minereu în cufăr. Bun. Dar dacă pun eu altceva, de exemplu îi pun astuia o bucată de pământ, aș vrea să mi-o trimită acolo. Hai să vedem dacă funcționează. Mi-o trimit sau nu? Da sau nu? Nu-l văd. Aha, uite-l, uite-l. Super, super, hai că am rezolvat-o. Deci, practic, această țeavă, v-am zis, dă impresia că aici ar fi o distanță foarte, foarte lungă până la cufăr. De aceea, când acel filtru trimite iteme, nu stă să trimită până la acest cufăr, că e prea departe. Dar când sunt iteme care nu sunt în sistemul de sortare, le trimite acolo, că altundeva nu are unde. Ceea ce este perfect, exact asta am și doream. Super, deci am rezolvat și problema că, na, dacă e să vreau să pun aici ceva care Na, da, să-l topesc eu manual, de exemplu am niște lucruri de topit și vreau să le pun aici. Să știu că nu se pierd pe aici prin țevi. Deci e un lucru foarte, foarte bun. Ia uite, deja 16 stecuri de cupru, doar cât am vorbit noi. Ia uite ce aici, se tot adună. Bun, o să mă duc să-i tot pun, o să îmi las probabil jocul AFK ca să pot să termin cu toate minereurile, că sunt enorm de foarte multe. Sunt curios carierele noastre ce mai fac. Deși episodul acesta s-a cam lungit, crește, s-a făcut zi. Oricum, acum are mult mai multă putere, teoretic. Hai să mergem așa de final până la carierele noastre, să vedem dacă s-a mai terminat vreo una. Știu că mai era una terminată pe care n-am mai înlocuit-o, o să o înlocuiesc puțin mai încolo. Am trebuit energie în jetpack. He, he ia uitați ce e aici. Da, nu înțeleg de ce nu se updatează harta. Mare gen, că uite, aici se updatează, dar... Uite, aici s-a updatat, dar dacă mă duc acasă, pariez că iar nu se updatează. În fine, certe că uh, am pus o carieră și aici. Văd că deja se apropie de final, văd că aici am dat de niște lava, dar din păcate aceste cariere nu sapă prin lavă. Aș putea să-i scot lava să sape și bucățica aia, dar nu cred că are rost. Oricum stăm destul de bine și e super tare, adică când avem mai multe cariere chiar apă foarte repede și obținem foarte, ați văzut și voi câte minere am făcut și n-a durat extrem de mult, adică, ia uitați și pe aici, ia uitați și pe aici. Oho, super, super tare, o să, o să tot punem, văd că asta, văd că asta s-a și ea, ok, deci, cel puțin, da, două sunt terminate, va trebui să le mut, o să mut una aici, că avem un spațiu liber, Cred că o să încerc să le fac mai mari. Cred că o să încerc să fac aici una mai mare. Ceva de genul ăsta. Ca să nu le mai mut așa des. Și după aia mai vedem. După aia cred că o să începem să punem și prin mesa. N-am fost niciodată prin mesa. Putea să mergem. Dar... Ar trebui căluțul. Deci cleul uh, întărit. Are MK64. E bine de ținut minte. Nu o să stăm să ne uităm prea mult pe aici. Am zis doar așa să de dăm Ce este acolo? A, ah, e doar uh, un munte. Dar ce sunt chestiile alea de pe lângă? Culorile alea. Iesați așa că am descoperit ceva. Oricum, Techito are câteva... Techito Legend ăsta are câteva lucruri uh, destul de interesante. Am văzut și despre sate. Poate o să mergem... și asta? Păi, what? Red... Ah, Red Sandstone. Ok. Nu ține minte să arate așa. Eu, se cum e cal. Tot uit că nu mai sunt eu singur. În fine, cert e că poate o să mergem la un moment dat să vă arăt, să caut un sat, să vă arăt că sunt, sunt niște săteni noi, sunt mai multe chestii, plus că ne-ar trebui niște emeralde pentru acele butoaie geaba. Că am văzut că Upgrade-ul cel mai mare la acele butoaie este cel de emerald. Și aș vrea să fac butoaiele cât mai mari ca să am cât mai mult spațiu. Dar, dragilor, uite, am găsit... A, am mai găsit încă o mlaștină și am uitat să vă arăt ceva. Ia, voi cei care ați rămas până la finalul videoclipului care nu știu cât s-a lungit, o să aveți parte de o surpriză. He, he Casa mea, după cum unii dintre voi probabil că știu, este la spawn. E bine, dacă noi mergem puțin, puțin mai încolo, foarte puțin, nu mult, avem încă o mlaștină și văd și o ravenă pe acolo Dar Foarte puțin mai încoace Dacă ne uităm Și o să mă dau jos de pe cal Avem o casă de vrăjitoare Fix lângă spawn Acolo e spawnul, În zona casei Și aici e o casă de vrăjitoare Sau cred că Acolo țin minte că era Parcă acolo țin minte că era uh, cert că e o casă de vrăjitoare Foarte aproape Care by the way Văd că s-a dus Cu un picior în ravenă Certe că Nu știu dacă Ok, hai să zicem că folosiți Seed-ul Aveți în descriere mi l ați tot cerut. Dacă vă faceți o lume pe Techit Legend, o să aveți lumea mea cu această această casă de vrăjitoare, nu prea ne ajută pe Techit, din păcate. Pe vanilla în schimb, nu știu sigur dacă facem o hartă pe 1.17, dacă ne dă aceeași hartă, asemănătoare și cu casa aceasta de vrăjitoare fix aici, dar pe 1.7 cred că o să meargă. Na. Puteți să încercați, chiar dacă doriți să vedeți dacă vă dă și pe 1. Bravo. Pe 1.17 tot aceeași hartă asemănătoare cu aceeași casă de vrăjitoare fix acolo. E interesant așa să ai o casă de vrăjitoare fix. Bă. Bă, băiatule. Să ai o casă de vrăjitoare fixă așa lângă spawn, lângă zona casei, pentru că poți să-ți faci o fabrică foarte bună în apropiere. Bine, dragilor. A, robotul și de pe calul lui fermecat de diamant chestii de genul. Pe data viitoare, numai bine. Dacă v-a plăcut episodul și știți ce aveți de făcut, nu uitați să lăsați și voi un like pentru băiatul vostru dragonel. Pentru că se străduiește aici să facă niște episoade drăguțe și inventive pentru voi. Pe data viitoare, numai bine. Pa, pa!